Un final de an inedit, așa au încheiat clasa 1 câțiva elevi de la școala gimnazială numărul 6 din Drobeta Turnu Severin. Ei au fost protagoniștii unei acțiuni desfășurate în colaborare cu Episcopia Severinului și Strehaiei, mai exact cu realizatorii emisiunii radiofonice pentru copii, Păhărelul cu Nectar. Sala Mitropolit Nestor Vornicescu s-a umplut de voie bună, copiii fiind antrenați în activități recreative. Creioanele colorate au început să zburde pe hârtie, iar literele alfabetului pe care le-au învățat la orele de curs le-au devenit încă o dată prieteni de nădejde. Eu am desenat o mașinuță de la litera E și am desenat-o cu roșu, cu mov, cu albastru, cu crem, cu verde, cu maro și cu negru. Cum a fost în clasa 1? A fost foarte bine, mi-a plăcut foarte mult. Cum a plăcut în clasa 1? Mi-a plăcut să scriu. Mi-e plăcut la școală când facem desenul, când facem abilitățile practice, când scriem la tablă, când dăm dictări, când ne dăm autodictare, când dăm dictare la tablă, când la mate, când facem exerciții și probleme. Am desenat un leu. Un leu de la litera? L. Da. Ai învățat la școală litera L? Da. Și astăzi aici cum te simți? Mă simt bine. Te simți bine? Da. Te bucuri că ești la Radio Lumina? Da. Pentru fiecare dintre copii, clasa 1 a fost încărcată de tot felul de experiențe frumoase. Toate s-au acumulat în sufletele lor pentru totdeauna. A fost și bine, mai mult bine a fost. Mai mult bine. Ce ți-a plăcut ție în clasa 1? Să scriu și să fac la română și la mate. Ai învățat literele? Da, le-am învățat pe toate. Pe toate. Și știi să scrii, nu? Da. Da, bravo. Și astăzi ce faci? Ce ai desenat aici? Eu am desenat o broască cestoasă. De fapt ai colorat-o, da? Da. Da. Cine te-a învățat pe tine să colorezi așa frumos? M-a învățat mama mea și cu tatăl meu să colorez. Totodată copiii au avut ocazia să-și reamintească rugăciunile și învățătura bisericii, dar și alte informații asimilate la ora de religie. Că Dumnezeu a făcut pământul și ne-a creat. El a făcut totul. Unele le știu eu singur și altele mami tu tati. Și profesoara de religie. Da. Și ce mai înveți tu la religie? Despre îngeri, nu? Ba da, am învățat. Înainte să se facă oamenii, a fost lumea nevăzută și văzută. Îngerii transmiteau zându-se de la Dumnezeu la oameni. Și într-o zi, niște îngeri au zis, să poată fi și ei de Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a luat frumusețea și a făcut urât și acum obligă oamenii prin fapte rele și te supere pe Dumnezeu. După ce au încheiat desenele, copiii au spus poezioare, dar și glumițe pe care le-au pregătit special pentru serbarea de sfârșit de an. Toate au fost înregistrate pentru emisiunea radiofonică dedicată lor, Păhărelul cu Nectar. Bucurie mare pentru nepoți are tot ce sunt ca mine să asculte seara, când citesc nepoții și se întreg spune tot ce am învățat în școală, numai lucruri bune. Albe, spune-mi, când trăiește un soare? Asta depinde de pisici, doamnă învățătoare. Am venit cu elevii mei de la clasa 1, școala gimnazială numărul 6, la invitația doamnei Dana Mazilița de la Episcopia Severinului și Strehaiei, ca să desfășurăm această activitate interesantă. Am mai venit și cu alte ocazii. Această activitate se numește Abecedarul Culinar la Păhărelul cu Nectar. Elevii mei ascultă cu plăcere emisiunea Păhărelul cu Nectar și am mai venit aici, ei au mai fost înregistrați la radio cu poezioare, cu ocazia diferitelor evenimente.
Și din joacă în joacă, abecedarul culinar la păhărelul cu nectar a ajuns la cea mai interesantă etapă, în care copiii au putut să-și demonstreze veleitățile de mici bucătari. Așa că nu au stat prea mult timp pe gânduri, au îmbrăcat șorțulețele multicolore pentru a orna biscuiții, cum se pricep ei mai bine. Bineînțeles că organizatorii le-au pus la dispoziție tot literele alfabetului, modelate din zahăr multicolor. Am dat pe biscuite cu ciocolată, după aceea am scris cu litere pe biscuite, am scris numele meu. Numele meu este Beatrice. Așa, și după aceea? După aceea o să-l ornez și o să-l mănânc. Le-am pregătit copiilor un abecedar culinar la emisiunea Păhărelul cu Nectar. Am intitulat această acțiune așa pentru că le-am pregătit câteva litere din zahăr cu care ei vor decora biscuiți pentru a ne dovedi că au reușit să învețe abecedarul, dar și pentru a le demonstra părinților că ei pot fi adevărate ajutoare de nădejde în bucătărie. Și pentru părinții prezenți, evenimentul a fost unul încărcat de emoție. Ce învață copiii apropiindu-se de biserică mai mult? Rugăciuni, poezii, să se închine, să vorbească frumos. Calmi, sunt foarte calmi. Fotografiile și înregistrările realizate cu ocazia acestui eveniment vor fi postate pe pagina de internet a emisiunii Păhărelul cu Nectar, inaugurată cu puțin timp în urmă.